Salut tuturor și bine ați venit la un clip. Mamă, de când am mai spus chestia asta, deci cât a trecut de când am mai făcut un clip, dar a venit momentul să redevenim serioși. Și astăzi facem mare, mare challenge, cum ați văzut și în titlu, într-adevăr. Voi încerca să mă calific cu maxim de puncte la Weekend League cu echipă full a FCSB-ului. Cu jucători silveri, cu jucători care nu sunt chiar atât de buni, dar eu o să mă concentrez, o să transpir un pic și să-mi dau toată silința să vedem dacă o să reușesc. Dacă nu, măcar să facem cele 4 victorii să ne putem califica la Weekend League, unde vom face și acolo un challenge, dar o să vedeți voi un pic mai târziu în această săptămână. Înainte să începem, marea mea rugăminte este să vă uitați în descriere, vedeți că am un tricou senzațional de la Tottenham, datorită celor de la Mystery Shirt. Intrați un pic în descriere și să aruncați o privire pe site-ul Mystery Shirt, unde aveți 10% reducere cu codul ANDU la orice vreți voi acolo. De pe site au tricouri senzaționale, puteți să vă alegeți orice vreți voi de acolo și mai ales că aveți și reducere, deci e foarte, foarte bine. Și acum, dacă vreți să mai facem challenge-uri de genul și dacă vreți să mergem și la Weekend League cu un challenge, lăsați un like la acest videoclip, poate facem. Foarte multe like-uri, nu știu câte, nu știu, nu vă pun nicio barieră, dar dacă vă place această idee, să nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să-mi dați follow pe Instagram, care e aici, jos, în colț. Nu e chiar în colț, în josul acestui mare webcam. Bun, avem această echipă minunată a FCSB-ului. Știu, fanii Dinamo, dom'le, ce faci cu FCSB? Fanii Craiovei, de ce faci cu FCSB? Bă, am luat echipa FCSB pentru că am cei mai mulți prieteni acolo și avem așa. Legenda acestui canal, mașinăria timpului, Darius Solaru este aici, mijlocaș central. După aceea avem Andrei Cordea, care de asemenea sunt prieten, Panțăru și Iuli Cristea. Cei mai tari jucători. Aș putea să le pun bandreul la fiecare, dar nu cred că am cum. Bun. Vom juca într-un 4-1-2-1-2 ca să fie mare bătălie. Cu Vali Crețu, Panțăru pe benzi. Te să mă uit exact, Octavian Popescu sau Ovidiu Popescu aici trebuie să fie la mijloc, Cordea, Darius Solaru, Octavian Popescu, Cam, Florinel Coman și Florin Tănase. Și mai întâi trebuie să facem niște tactici. Stați un pic, stați așa, nu vă grăbiți. Bă, nu trebuie să ne avântăm pentru că nu avem chiar cea mai bună echipă și am putea lăsa foarte multe spații. De aceea vom sta un pic mai jos așa, hop. Instrucțiunile am făcut, totul este perfect. Nu mai stăm la pălăvrăgeală, direct intrăm în prim. Aoleu, rezervele. Regele trebuie să vină și el aici. Claudiu Cheșeru, dacă o să fie nevoie vreodată să intre să dea un gol. Ianis Stoica la fel. Ianis Hagi. Și restul, Vaj Variantal și Gabi Tamaș. Hai să vedem, direct, primul adversar de astăzi. Echipamentul e pregătit, hai să vedem contra cui o dăm. Mam, Serginio. Dragheniu. Să fie un meci dificil. Good save. Bine. Florinel! No! No! Hai Florinel! Aoleu Cordea. Nu. No, de ce a căzut din picioare? Ai. Mai întâmplă să mai și pierdem, dar scopul este să ne calificăm. O să fie greu pentru că o să dăm de adversar foarte bun, dar trebuie să demonstrăm că avem valoare. Gata, mă. Deci Varane și Van Dijk. Mamă, Cristiano Ronaldo. Mami. Bine. Cheșeru! Nu se poate așa ceva. Florinel? Da. Încă o dată, Florinel?
Lase! Cheșeru! Gol! Clau, gol! 1-0! Nu există. Mamă, ce s-a stea, mă, fra. Noi dăm! Nu se poate. Oh, Darius. Florinel pentru Darius. Claudiu, țesătură. Hai, Florinel! N-am înțeles nimic, mă, băiatul ăsta. N-am înțeles nimic! Easy. Ci? Lase. Clau. Florinel, easy. Gata, mă, dacă nici acum. Destruction. Hai să vedem următorul adversar pe care îl căsăpim, mă, că avem moral acum. Care ești, mă, următorul, mă, să te văd, bă, care ești, mă, următorul, mă. Mamă. Parentă să nu prea iese cu funda. Și ne-a și prins. Hai, Vlade. Nu e. N-are nimic. Au. Contrata cu Nostrum. Da? Haide! Bate-te! Bine? Haide! Ai, Clau, nu cred! Oh, ce lipsă de marcaj! Hai, Yannis! Penalti! Yannis este luat împrumut, ok? Deci Yannis este luat împrumut. Denied. Te rog. Da, haide-mă! Hai, mă! Se poate! Florinel Coman! Ah! Păcat, m-am ratat iar o grămadă, deci cel puțin repriza a doua, penalti, s-a ratat și Yannis sună, ia să vedem, sunt curios, la goluri. Uitați-vă și voi statistici. Ce să faci? Da, asta e, sunt jucătorii slabi, aia știu, e greu, dar cu multă încredere și cu puțin noroc putem să facem încă 3 victorii, să ne calificăm la weekend. League. Ne mai trebuie 3 victorii din 7 meciuri pentru a face imposibilul. Oi, și avem parte de un nou meci greu. Dar putem, avem potență. Vreau panții. Da, mă! Claudiu! Cheșeru! Hehe! Vamo, caralho! Bravo, mă! Gaură mare! Nu cred! Of, nu-i nimic! Ovi! Cordea! Bine! N-a fost rău! Nu cred cât de nedrept e cu jocul ăsta, oh my goodness. Următorul adversar trebuie să găsim, mă, trebuie să-i batem, trebuie, aoleu. Aoleu.
Hai, ce să faci? Rămâne mingea la... Rămâne mingea la ei, n-am ce să fac. Dar... Este timp. Putem să schimbăm ceva. Ok. Ok. We're back in it. No. Hai mă, scoate și tu una, Vlad! Scoate și tu una! Ok, trebuie maximă concentrare. Trebuie maximă concentrare și trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Haide! 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 Măcar un meci donat, ar fi super. Hai mă, dăm meciul, te rog. Bro, dăm meciul, te rog, bro. Please. Da, Clau. Ieși? Gata, mă uitam, mă, Victor, avem noroc, mă, cred așa ceva. Bine, mă, Clau, mă. Hai, mă, poate e rescued, mă, și mai avem 2 din 4. Da, mă, da. The dream is alive. Următoarea de sar este. Ok, ok, nu prea știu cu chemistry cu alea. Ok, avem o șansă, ok. Da, mă, Claudiu! Let's go! Vamos, caralho, Claudiu, cheiro! No, 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 ce asta, no! Nu cred, nu te cred! Let's go! Let's go! No, 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 no. Incredibil. Incredibil așa ceva, Doamne, nu pot să cred. Clau, te rog, te rog, Clau, mersi, da, mă, da! A, mă, n-are cum acum, n-are cum, acum să ne dea din nou din kick-off, n-are cum. O să-mi pun toată valoarea mea din apărare pentru a stopa acest kick-off. Poate să ne dea gol după aia dacă vrei, dar nu ne dă, dar din kick-off ăsta nu primim. Claudiu, nu! Bravo, Darius! Bravo, Darius! Și câștigăm! Cred, sper. Da, mă, da, mă, ce victorie mare, mă, ce victorie mare! Suntem la un singur meci de a ne califica la weekend cu echipă de Silver. Mă rog. Silver în FIFA, în realitate sunt niște monștri. Nu, dar e realizabil. Se poate, se poate. Este realizabil. Haideți, băieți! A început prost, a început prost. Aoleo, nu. Bravo Vlad. Noi dăm. Bine, ieși. Offside ar trebui. Da. Nicoliță! Nu se poate așa ceva. Nu trebuie să se întâmple asta, Nu te cred așa ceva, nu te cred. Deci nu
Nu cred că se poate întâmpla chestia să sară în halul ăsta. Hai Florinel. Hai Florinel 3-1. Hai Florinel 3-1. E bună, hai Florinel. Da, 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 3-2, 3-2, back in it. Come on guys. Giannis! 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 Giannis Hagi! Jucătorul nostru împrumutat! Ok, să nu vă aud bine. Giannis! Giannis! Și câștig! Nu știu cum se vede de afară. Mă uitați voi la clipul ăsta. Dar vă zic sincer, e foarte greu. E extrem de greu cu asemenea jucători să poți face ocazii. Vedeți și voi când m-am chinuit să dau gol. Ați văzut cât am ratat. Dar și cu meciurile astea donate pe care o să le fac acum, ne calificăm la Weekend League cu echipă de silveri. Echipa FCSB-ului. Giannis Hagi. Da. Aie. Se mai întâmplă să mai folosim și jucători împrumutați. Ce să... Un meci l-am folosit și eu, gata. Bine, un meci. Un meci. Un meci. Un meci. Un meci. Era acolo în club și mi-a zis, ia mă și pe mine profesor să joc și eu. Bun. Cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să vă lăsați un like dacă v-a plăcut. Nu uitați încă o dată să vă abonați. Și nu uitați să dați follow pe Instagram. Urmează un nou challenge la Weekend League. O să vedeți, o să fie ceva interesant rău de tot. Mersi frumos încă o dată de vizionare și vă salut. Cu deosebit respect. Pa, pa!